nevoie. Poate că și așa singură pe drumul tău ai devenit mai puternică. Să știi că da. Uite ce mică eram. Uite, vedem acum niște fotografii cu tine. Ai avut o postare extrem de emoționantă acum câteva zile. Da. A fost plecată câteva zile, cred că o săptămână, nu? O săptămână. La Brăila, la familia ta. Sau unde erai acolo? Am stat... Aici, unde erai? Am stat la bunici, am fost într-un weekend la mama, pentru că am adus-o pe Serenuța acasă și... Am fost să-mi vizitez și bunicii, pentru că de fiecare dată merg să-i vizitez. Cât de mult înseamnă ei pentru tine și cât de mult le-ai mulțumit pentru tot ce au făcut pentru tine? Pentru mine, bunicii mei înseamnă foarte mult, pentru că practic ei m-au crescut până la vârsta de 14 ani. Nu știu dacă v-am mai spus, dar eu copilăria mea am petrecut-o la țară, adică am copilărit la țară la bunici, acolo, la Cuza, la Cuza Vodă. Și la 14 ani m-am mutat cu mama la Brăila pentru că ea a vrut să mă dea să merg mai departe la școală, să studiez și ne-am mutat undeva la Brăila. Și de fiecare dată când mă întorc, eu mă întorc cu mare drag la bunicii mei pentru că ei mă iubesc foarte, foarte mult și tot timpul îmi spun să-i mai sun și pe ei și este foarte important să ne iubim bunicii și să mergem să-i vizităm pentru că eu întotdeauna când plec pe undeva mă gândesc că Doamne ferește dacă nu-i mai găsesc în viață și merc de fiecare dată când am ocazia să-i vizitez cu mare drag. Te simți așa cu emoție în glas când vorbești despre bunicii da, tăi. Pentru că bunica mea a avut și o perioadă în care a fost foarte bolnavă și am avut două săptămâni în care ea a fost la mine, dacă vă aduceți aminte undeva anul trecut prin iarnă, da. A fost foarte bolnavă și am stat cu ea prin spitale, dar cu ajutorul lui Dumnezeu ea se simte acum foarte bine, urmează un tratament foarte bun și uite că Dumnezeu i-a dat în continuare zile și sper să îi țină așa cât mai mult printre noi. Care este cea mai frumoasă amintire așa care te leagă de bunici din vremea copilăriei petrecute la țară? Oh, foarte multe amintiri, nici nu știu, am foarte multe amintiri. Nu știu, țin minte când eu am avut o copilărie, să știi, foarte așa chinuită, cum zice mama. Și țin minte că mă luau bunicii. Știi că înainte nu erau atât de multe soluții de astea care se dau pe câmp și dispare iarba da, și așa, da, știi? Da. Și toată lumea prășea, prășeau pământurile. Pământul, da, da, da. Da. Și țin minte că eram așa micuță ca Serena și mă luau cu ei, ei prășeau pe câmp și pe mine mă țineau undeva sub căruță și eu mă jucam acolo la umbră, înțelegi? Și chiar țin minte chestia asta. Păi așa e la țară, da, așa oamenii e la țară. Acolo trebuie exact. Să se întrețină, da. Muncesc pământul exact. Din greu da, pentru da, a avea da. Hrană da. Pe da. Iarnă exact, și pe, exact. Pe sezonul rece. Da. Și lângă tine e și mama ta. Da, este și mama, exact. Da, acolo mama care mă iubește mult. Da. Și te ajută și te sprijină da, și cu da, da. Serena, dacă nu era mama, nu știu ce mă făceam, da, așa e este. E puternică, deși a avut o viață mai chinuită decât tata, am putea spune. Să știi că da. Dar mama să știi că este mult mai puternică decât mine, asta este problema. Și la fel, ea mă ajută și mă sprijină de fiecare dată și când trec așa prin momente mai puțin plăcute din viața mea, ea întotdeauna știe ce să-mi spună și să mă încurajeze de fiecare dată, da. Mama este o luptătoare, aș putea să spun. Pentru mine, da. Da. Un exemplu, nu? Un exemplu e, da. Uite, opriți aici, opriți aici. Poza aceasta, să vedem cine e aici în fotografie, dacă puteți să dați puțin înapoi. Acolo, dacă dăm înapoi... Stai că dăm înapoi imediat. Ia. Imediat, să ajungem la poza aceasta. Aici, ia. Este bunica mea, da? Sora bunicii mele. Acolo, cea mică este verișoara mea, care stă cea lângă care, mine, a, Simona. Care stă lângă tine, da? Da, Simona. Și cealaltă este fata surorii bunicii mele. Aha, da. Deci suntem, neam mare, nu? Da, suntem un neam foarte, foarte mare. Da. Și tu acolo cu două codițe? Și eu aveam acolo două codițe, dar să știi că mama de mică mă cocheta așa și mă îmbrăca tot timpul. Eram o fashionistă, da. Da. Foarte, sunt amintiri, da, amintiri da, frumoase. Da, să știi că am foarte multe amintiri frumoase din copilăria mea. Ba da, ba da.
Și să știi că țin minte cam tot, așa, țin minte, da. Ai avut, cum ai spus și tu, o copilărie chinuită, se spune că copiii rămân marcați într-o oarecare măsură, dar ți-aduce aminte și de momentele frumoase. Nu, eu mi-aduc aminte cu plăcere. Mie chiar mi-a plăcut copilăria mea la țară și să știi că m-am dezvoltat altfel și am amintiri foarte frumoase, chiar și atunci când îi dădeam foc la bucătărie bunicilor mei. Uneori mai făceam și chestia asta. Păi mă lăsau acasă pentru că ei plecau să muncească pământul și mă lăsau să am grijă de păsări și îmi spunea, vezi, să nu umbli cu chibritul, să nu faci prostii. Și eu adunam toate fetițele din sat. Aveam câteva prietene, ne jucam cu păpușile din porumb, că n-aveam păpuși atunci, da? Și umblam, căutam chibrit și aveam eu o chestie, să dau foc, să fac mâncare. Și țin minte că de vreo două ori i-am dat foc bunicii mele la bucătărie. Mă, da, i-am dat foc pe bune, că au venit oamenii, da, deci am dat foc pe bune, au venit oamenii cu gălețile, cu apă, cu, da. Dar știi exact. Că se spune că ce facem noi bunicilor sau părinților o să ne întoarcă de două sau de trei ori mai rău copiii noștri. Așa se zice. Foc la Doamne ferește, Serena chiar este un copil cu minte și eu mă bucur că pot să-i ofer o educație frumoasă. Na, asta este situația care este, dar nu suntem singuri pentru că nădejdea este în cel de sus și întotdeauna ne ajută. Iar tu ești o femeie puternică și lansată în afaceri. Da. Exact. Hai să, și apropo de afaceri, hai să vedem ce ne-ai adus în această dimineață aici. Uite, Natalia a pus deja ochii pe niște. Pentru două, trei perechi chiar. Da. Am adus niște hăinuțe pe care eu de curând le am într-un showroom, undeva pe Dorobanț 248, dacă vreți să le vedeți. Să nu faci reclam, găsi pe pagina ta de Facebook. Pe pagina mea de Facebook, Laurete Fashion. Acești bluși au vândut aseară la Mihai Morar. Da? Deci da, trebuie să îi trimit unei fete din Timișoara. Ce tare. Așa, sunt foarte frumoși. Ia uite și pe ăștia. Nebunie. Ce ziceți de topul ăsta? Da. Uite, putem să... Și mie îmi place, uite, asta, rochia asta e superbă. Deci știi cum vine rochia asta? Super. Da. Pentru cineva care este înaltă și are un corp așa cu un fund înapoi, e absolut superbă, da. Vine foarte, foarte bine. Wow, dragă. Foarte frumoasă. Și asta e frumos, uite și asta ce-i drăguțe. Da, și asta. Da, super. Da. Și ce uite, mai asta am avut-o eu, dacă ții tu minte, la tine, la, cunosc... nu? La voi, la Da, la petrecere, la party, îmi părea cunoscută. Da, exact. Așa? Am făcut senzație în rochie, să știi. Adevărat, că tu ai prins-o și într-un anume fel. Da. Și aceasta este interesantă. Da, și asta este interesantă, da. Și puteți să le luați, să le cumpărați de pe site-ul meu oficial, www.laureteatindeho.ro. Este site-ul meu oficial. Sau pe pagina ta de Facebook. Sau pe pagina mea de Facebook. Dar blugii sunt piesele de rezistență, nu? Ăștia, ăștia chiar sunt foarte, foarte mișto și ceilalți. Uh-huh. Am avut și o pereche la Saint-Tropez și să știi că au făcut senzație. Deci seara ăștia se văd într-un mare fel. Care ăștia? Ăștia, da. Negri? Da. Sau ăștia. Mamă, da. Ăștia chiar se văd într-un mare super. Fel. Super. Îți mulțumim foarte mult, Loreta, că ai venit la noi. Mulțumesc, vouă. Și te mai așteptăm cu mare drag. Cu mare drag. Și cu altă piesă, și e vară. Și săptămâna viitoare suntem la piscină. Te așteptăm și acolo să facem show. Vine. Mulțumim mult. Luăm o scurtă pauză.